Una din clădirile emblematice ale municipiului Sighetu Marmației are o nouă înfățișare. Clădirea în care funcționează cinematograful Maradar și muzeul etnografic a fost reabilitată, lucrările fiind aproape finalizate. Potrivit administrației locale sighetene, urmează să se intervină și la nivelul acoperișului, acesta nefiind cuprins în proiectul inițial. După reabilitare, clădirea va fi prezentată sighetenilor într-o nouă formă, fiind prima clădire publică iluminată într-un mod inedit. De acolo am reușit foarte greu, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, să obținem un aviz de la Direcția de Cultură. Chiar în aceste zile a fost reprezentantul Direcției Cultură Maramureș și trebuie să mai facem anumite modificări, bineînțeles, nu semnificative. Acolo vom avea și o surpriză pentru sigheteni. E vorba de prima clădire publică care va fi iluminată într-un mod inedit. De asemenea, suntem în procedura de achiziție, pentru că așa sunt procedurile de achiziție pentru renovarea acoperișului, pentru că nu a fost cuprins inițial în proiect, dar acum am găsit și fonduri și să zic, primit și avizele pentru a putea reabilita și acoperișul și mai avem câteva probleme cu scările de acces, care de asemenea vor fi reabilitate integral. Această investiție s-a realizat cu bani din bugetul local.